So what do you know about Romania? Romania, Romania, Romania. Welcome to Carnival. Here we don't have toilets, we don't have water. Welcome to Kenya. Bun găsit din Kenya după un zbor. Bun găsit din Kenya după un zbor de super multe ore. 24 de ore, ceva de genul ăsta, am ajuns și noi în Kenya. Și trebuie neapărat să le mulțumim pentru ajutorul acordat lui Octavian din Spania, care va fi alături de noi în această călătorie. Lui Vali din Helsinki, care ne-a scris pentru a ne da multe sfaturi și contacte. Îți mulțumim și ție, Vali. Și nu în ultimul rând, lui Moses, care va fi ghidul și șoferul nostru în timpul șederii în Kenya. Să-l cunoaștem. Nu, hai să mulțumim la sfârșit, că dacă ne place, ce facem? Hello! Hi. Moses? Yeah, Moses, yeah. Adrian, very nice to meet you. She's Alexander, she's the camera girl. Nice to meet you. Dacă nu aveți timp sau bani de safariuri mai serioase în Kenya, dar totuși vreți să vedeți animale sălbatice, aveți un fel de parc natural chiar la marginea orașului, aici în stânga noastră. Nu este grădină zoologică, animalele trăiesc în mediul lor natural. Sunt câteva hectare bune pe care sunt foarte, foarte multe din animalele pe care vreți să le vedeți în Kenya și intrarea costă, how much is an entrance ticket? $30 per person. $30 for a whole day. Yeah, for a whole day. For a whole day. Usually say, if you can drive in Nairobi, there's no other place you can't drive in this world. It's slightly the end of the month and people have already got their salaries. So they are able to fill the vehicles and come out with them. So expect some traffic, which is part of the adventure. Welcome to Kenya. În anul 1899, britanicii s-au gândit că aici ar fi un loc potrivit pentru o haltă pe linia trenului ce lega litoralul de Uganda. Locul a primit numele Nairobi, apă rece, care face referință la râul ce trece pe aici. Nimeni nu ar fi crezut că în nici 10 ani va depăși ca mărime Mombasa, devenind capitală, statut păstrat și după ce englezii au plecat acasă, în 1963. Casa a peste 4 milioane de oameni, Nairobi a fost mereu un top 10 al celor mai periculoase orașe din lume. Însă, dacă știi ce să faci și mai ales ce să nu faci, nu este mai periculos decât alte capitale africane. Azi, Nairobi are două porecle, însoritul oraș verde și, mai interesant pentru noi, capitala mondială pentru safari. We call this Matatu. Matatu? Matatu. Public taxis, eh? They are called Matatu because initially when they were introduced, you used to pay 3 cents. And 3 in Swahili is tatu. So when there are many, they are called Matatu. Hence the name Matatu. Nici n-am ajuns bine și Alexandra deja doarme acolo în spate. Ea nu doarme. Mergem să mâncăm, mergem la un restaurant care se cheamă Carnivore, unde se servesc tot felul de
cum spune și numele, feluri de carne, de animale exotice, chiar dacă noi suntem împotriva vânătorii și a pescuitului și iubim foarte mult animalele, mergem să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că foarte mulți sunt interesați de acest restaurant, care este unul dintre punctele de neratat atunci când te afli în Nairobi. Cum sunt drumurile în Africa? Nu știu, că de ce trebuie să venim acum la restaurant? Nu puteam să venim pe jos la restaurant, serios. Că două ore nu pot să mănânc nimic, am închis stomacul. Aia e bine pentru buget, nu? Aia. Păi nu, că e all you can eat, nu? Swahili means medicine, yeah? It's an appetizer drink that make you appetite to enjoy the meat. It's a fresh lime, honey, sugar, little vodka, then you mix together. E foarte bun. Ce conține? Miere, gheață din apă minerală, nu de la robinet, lime și honey. Vodka. So what do you know about Romania? Romania, welcome to Carnival. For the... Hakuna matata. Kenya hakuna matata. Când nu mai poți, îți vine rău, pui, abandonezi, nu arunci prosopul, ci pui, arunci steagul, știi? Diez rezist, nu? Da, pentru că suntem la un restaurant cu specific... Carnivor. Am primit o... Supă cu morcov și ghimbir. Supă cu morcov și ghimbir. Parcă mi-au citit gusturile și gândurile. Deci, serios, după drumul ăsta pe care l-am avut, lung și friguros, numai bine, o supă caldă... E caldă? Mhm. Înghețat în aeroport, vai ce bun. Alexandra chiar nu glumește, aici este iarnă în Kenya, suntem în august și sunt doar 21 de grade afară. De fapt e foarte plăcut, în România sunt 40. Atât de mult îmi place aici, atunci am urmă ca atmosferă, foarte bine. Deci asta e carne de crocodil, asta e carne de struț, asta e de taur și asta e porc și vită și pui. Nimic interesant, dar astea sunt foarte interesante. Sunt extrem de nerăbdătoare. Să văd cum e carne de crocodil. Nu se vede? Oare ce gustare! Foarte faină. Parcă-i pui. Serios. Carnea asta parcă-i pui. Stai că mi-am un pic de carne de crocodil. Mai este un pic de carne de crocodil. Dar nu mai mănânc că m-am săturat. Am mâncat 4 bucăți din astea. E foarte, foarte, foarte bună, da? Adică foarte, foarte, foarte bună. Mie îmi place. Dacă mie îmi place, care nu prea cu carnea, vouă 100% să vă placă. După care e carnea de struț, care... E carne de struț, nu pot să zic prea multe, a rămas așa. Dacă vă place carnea, chiar e locul potrivit, pentru că e all you can eat. Și tu ce numai carne din asta așa mega interesantă, nu știu, plătești undeva la 40-50 de dolari de persoană și mănânci cât poți. Dar sunt dacă nu poți să duci prea mult. A sosit momentul când se pune steagul jos. Nu de alta, dar să nu ne fie rău. Că dacă nu pune steagul, vă să te tot vin și ne duc una alta, deci gata, am terminat-o. Ce-am comandat aici? Tartă de ginger. Tartă de ghimbir? Da. Cu vanilie și da, asta e creme brulee.
Și asta e ceva sorbet, dar n-am înțeles de care. In July there's winter. It's the middle of the winter in Nairobi. Yeah, right now it's like it's subsiding, huh? But at night, so it's really cold. What's the most cold it can get here? The coldest, it never gets to negative, but maybe 13-12 degrees, yeah. So that means plus a little bit over plus 10 degrees centigrade. A little plus 10, exactly. De ce am oprit aici? Aștept, am programare la coafor. La coafor? Da. Foarte mulți vloggeri de travel au fost deja în Kenya, dar noi întotdeauna încercăm să vă arătăm ceva nou, ceea ce alții nu v-au arătat. Și ce putem noi să vă arătăm diferit de alții? Ia uitați ce idee nebună a avut Alexandra. Hello! Ce faci tu aici? Acum ai venit, că deja au plecat din fete, nu s-au părăsit. What is my wife doing to you? Ce faci aici? Îți place? Da, nu știu, vă place? Credeam că o să mă doară mai tare, dar nu, nu mă trage, face super tare. De cât timp ești aici? Păi nu, ești de oră. Și cât o să dureze totul? Păi nu durează așa mult. Cred că dacă m-aș fi făcut în România, cred că ați durat super mult. Este vorba de parfumurile Waraci, poate ați auzit despre ele. Noi am auzit acum pe aceste pălării pe care le-am primit și miroase foarte, foarte bine, mai ales după 24 de ore pe avion. Chiar am nevoie de chestiile astea. 24 de ore pe avion, nu-i așa, că dar nu a fost greu să dorm, nu? Și să transpir.
97. Noi am venit la buget, dar începutul e... Stai că se bag cartela. Începutul e mai luxos un picuț, așa să spunem. E la un Best Western, care e de salon și de unde avem mâine dimineață treabă. Dar ce e cu acest răsfăț? Ce avem aici? Wow, asta e un televizor. Cafea, figur, nu vă cred. Uite ce pahar de cafea. Lux. Super tare. Avem cafea, ceai, tot ce vrei. Ops. Ce părere aveți despre codițele mele? Stai că mi-e foarte greu cu ele. Da. Mă impresionează camera, să știi, dar acum s-a fixată pe codițele mele. Mamă mia. Noapte bună. Și deja e dimineață, cum ne simțim? De bine, am dormit bine cu toate camerele. Și ne-am întâlnit și cu Octavian. Bine venit, de la mașina să te cunoaștem, un om care face poze foarte faine și care ne va salva concediul în Kenya, organizat 3 zile, nu? O să ne străduim, mulțumesc, mă simt super flatat, mulțumesc. Și după ce am văzut districtul central, CBD, din Nairobi, un loc unde vedeți clădiri foarte moderne, sunt mulți oameni bogați, mașini mai de fițe, o să încercăm să vedem și reversul medaliei, și anume Mahalaua Kibera, care este a doua camărime din lume după Soweto din Johannesburg. Este un loc unde nu prea ai ce face ca turist, dar totuși mergem ca să încercăm să vă arătăm discrepanța dintre lumea bogată și lumea săracă a Africii. Changanya kabisa hapa. Rămânirea ne ciomocă apă, orice face nini. Ni s-a spus să nu filmăm decât unde ni se va permite. Ideea e că sunt mai multe carteluri ca o mafie și tot acest cartier este împărțit între aceste bande. Noi avem niște aranjamente să putem filma doar în anumite părți ale slamului Kibera, pentru că altfel ar fi nu doar nepoliticos, ci poate chiar periculos. Ce înseamnă Kibera? Pe un teritoriu de 2,5 km pătrați trăiesc aproape 1 milion de oameni, adică o treime din populația orașului Nairobi. Din 5, 4 sunt șomeri. O toaletă există la 100 de oameni doar. Și se presupune că mai mult de 20% din cei ce locuiesc aici sunt infectați cu virusul HIV, adică au SIDA.
the old railway line. We normally have train on Mondays to Friday, whereby it's a working day. But on weekends, we do normally only have the cargo train, which normally travel. Any schools around here? We have a lot of schools. We have, like, just behind here we have the secondary school, doing class A to go secondary. After secondary you go to university. And it's free? You normally pay. You normally pay like first term, second term and third term. Yeah. But in primary you don't pay. In Kibera we have some little problems. We don't have enough water, we don't have toilets. And at the same time, we don't have income. Enough income to stay in the upgrading places. What's the biggest problem here? Yeah, we don't have toilets, we don't have water, sanitation. Yeah. Is it dangerous? It is dangerous. It's very dangerous. And is it free to stay here? No, we pay. Really? Yeah. We have our own structures. And like you see, that house, we pay 2,000 per month. Okay. Yeah. So it's like a rent? Yeah, rent. It is rent. Actually, we are living in a room that is not comfortable with us. We find we are living in a 10 by 10 house, and we have like 7 kids. So even in a way in which you can sleep with your kids in the house, because it's a single room. Do you have beds or do you sleep on the floor? Actually, when you place a bed is 4.5 by 6, and the house itself is 10 feet by 10 feet, so it's a little bit difficult staying here with your kids. Do the kids go to school? They go to school, but it tends to be a little bit difficult on paying school fees on our side, because we are just living in a hand-to-mouth life. How much is the life for a family with so many kids? How expensive is it for one day? For one day, actually, we use like $4. Well, fantastic. We're like a pushka here. Am înțeles ceva foarte, foarte interesant. Deci mașina asta e cu țigări. O angajat pe cineva securitate privată și merge prin sat să vândă țigări. Nu știam ce e cu paza asta, așa că zic. Zic că dacă n-ar păzi o, ar năvăli așa și ar fura toate țigările. $10 e ca să faci un duș cald. $5 ca să mergi la toaletă. Ca să iei apă, $5 de persoană. Și acces la internet e foarte ieftin, un cent. Nu știu ce numești tu un nasol, dar sincer, mă uit la fețele lor și văd cât de bine dispuse sunt așa și plin de viață și, na, nu știu, e altă lume, într-adevăr, da, e sărăcie, nu au condițiile pe care le avem noi, dar cred că sunt mult mai împliniți decât noi. So these are the alleys to go inside the houses, yeah? Then we don't have cars which can be allowed to pass here. Asta străzi pe aici să mergem, cartier.
Aici se face duș. Sunt locurile unde se poate face duș. To take a shower is free? No, you normally pay for 10 shilling. 10 shilling, 10 cenți. And it's hot shower. Class from 3 p.m. to 5 p.m. and after then tomorrow we have senior class. For now we have Bible study. Yeah, Bible okay. study. After Bible study we're going for art class. They normally get the eggs and they normally sell them. Okay. For the small income generating for the kids. Și o nuntă aici. Să trăiască nașul mare, 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 mare. Să trăiască părinții și mirii și nașii, 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 nașii.
Precis cunoașteți de pe Discovery Giraffe Manor, care este o locație de noptat unde prețul unei camere este în jur de $700. Este în partea cealaltă a locului unde ne aflăm acum și acolo când te trezești iei micul dejun cu girafele, adică tu stai undeva pe o terasă, servești micul dejun și apare un cap de girafă și mai dai și ei din când în când câte o bucată de omletă, câte o bucată de ananas și așa mai departe. Ei bine, toate chestia asta se poate face cu doar 15 euro dacă vii aici unde suntem noi acum, la centrul de hai să spunem îngrășare a girafelor, unde vei primi o două, adică un bol de persoană și trebuie să dai o chestie din asta și hai să dăm. You're already wondering that you haven't fed the giraffe. No. So just be picking one, you hold it on your fingers like this and you give the giraffe. And they you eat my fingers. No. În Kenya trăiesc trei specii de girafe. Avem girafa Rothschild, care este aici. O recunoașteți după acele jambiere albe, adică partea de jos a piciorului este albă. Alături de girafa Rothschild, în Kenya mai trăiesc girafele Maasai și girafele reticulate, pe care sperăm să le vedem zilele viitoare. Legat de curiozitățile despre girafe, cu toții știm că au gâtul lung și circulă foarte multe bancuri legate de gâtul girafelor. Mi-ar plăcea dacă ne-ați scrie câteva din bancurile pe care le știți legate de girafe. Unul o să vi-l spun eu, ci că discută o girafă cu o zebră. Se uită girafa la zebră și spune: bă, zebră, tu ce animal mic ești, ce gât mic ai? Noi, cu gâtul nostru lung, zice-mă, când băgăm o bucățică în gură, până ajunge în stomac, simți gustul de-a lungul gâtului, e ceva superb. La care zebra, și când vomiți, cum e? Dacă veți vă uitați atenți, veți vedea că au limba, au limba de o culoare mov. Acest lucru se datorează melaninei, și anume, girafele mănâncă foarte mult din pomii înalți. Și dacă nu ar avea limba de culoare mov, pur și simplu ar fi arsă de soare. Din această cauză, secreția de melanină la nivelul limbii este foarte mare și limba este mov. Un alt lucru ciudat este că girafa, atunci când naște, naște din picioare și vă imaginați cum este atunci când vii pe lume să cazi la o înălțime de 2 metri. Da, dragă, da. Tu ești o frumusețe, da. Saliva girafei are proprietăți bacteriostatice foarte importante. Deci ea, de exemplu, se hrănesc cu acacia. Acacia este un arbust care are niște spini foarte, foarte mari și foarte... o să vedeți girafe cum mănâncă toată ramura de acacia, cu tot cu spini. Nu pățește nimic, se înțeapă de... sute de ori într-o zi cu acei spini, sistemul ei imunitar și limba și saliva e capabilă să regenereze, să-i regenereze limba, deși se hrănește cu spini. Având capul o distanță atât de mare de corp, evident că are nevoie de o inimă foarte, foarte puternică. Vă dați seama ce s-ar întâmpla altfel dacă atunci când girafa apleacă dintr-o dată capul de sus la nivelul solului, de exemplu ca să le dea Alexandra de mâncare. Ar ameți, evident. Ei bine, nu se întâmplă acest lucru pentru că venele lor au un sistem foarte complicat de valve care ajută sângele atât să ajungă la nivelul capului, cât și îl oprește să plece prea repede de acolo. Când ajung să aibă 3 ani, le trimit în parcuri naționale, deci în parcurile din Nakuru, în lacul Nakuru sunt girafe dintre acestea Rothschild și unele dintre ele au fost născute aici, s-au născut aici. Fiindcă nu suportă, e mult prea mic acest parc pentru câte girafe sunt.
Cam atât pentru astăzi din mica noastră aventură. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, să nu uitați să dați un like, să comentați ceva. Dacă cumva nu sunteți abonați, să nu uitați să vă abonați. Alături de noi se află în continuare Octavian și Moses și ne promit aventuri fantastice în continuare. A fost Nairobi cu bune și rele. Everyday holiday. Fiecare zi trebuie să fie Kenya. Vacanță.